Campania social-umanitară Ajută un copil din Ploiești a continuat la sfârșit de săptămână. Sub sloganul Weekendul Mișcării, pe o scenă amplasată în centrul Ploieștiului, au avut loc demonstrații de aerobic, de unified, karate, dans sportiv, muzică și zumba. Evenimentul a presupus de asemenea și un meci de fotbal într-o echipă a organizatorilor și o echipă a Poliției Locale Ploiești. Scopul acțiunii a fost acela de a strânge bani, rechizite, alimente neperisabile, dulciuri și jucării pentru 6 familii nevoiașe. Bueno, para.